la Târâcolo, una dintre actrițele tinere și de succes ale Turciei. Într-un moment în care își făcea un nume, a răspuns dur unei știri despre ea spunând este o minciună. El a făcut furori pe rețelele de socializare spunând: această atitudine clară a celebrului actor a stârnit o mare surpriză și curiozitate în rândul fanilor săi și în lumea revistei. Târâcolo, care a ieșit în prim plan cu declarația pe care a făcut-o pe contul său de socializare, a arătat o atitudine foarte hotărâtă față de știrile despre el. Răspunsul său cu sintagmat minciună a primit un mare sprijin în rândul adepților săi și a fost distribuit rapid, intrând în lista de trending topic pe rețelele de socializare. Motivele din spatele acestei reacții dure a celebrului actor au lăsat multe întrebări în lumea revistei și în mintea fanilor săi. Răspunsul dur al lui Târâcolo la aceste știri despre el a provocat diverse speculații cu privire la proiectele sale viitoare, viața privată și cariera. Comunitatea revistei este într-o mare curiozitate să înțeleagă faptele din spatele reacției dure la Târâcolo și să pună capăt speculațiilor despre actriță. Impactul incidentului pe rețelele de socializare și pe siteurile de știri pare a fi un prevestitor al unui proces în care vom auzi și mai mult numele lui Târâcolo. Deși vom urmări îndeaproape evoluția acestui incident în zilele următoare, așteptăm și cu mare curiozitate să vedem ce efecte vor avea noile declarații pe care le va face jucătorul. Sla Târâcolo, unul dintre actorii tineri și talentați ai Turciei, a luat o atitudine dură împotriva unei știri despre ea într-un moment în care își făcea un nume și a spus: este o minciună. A spus el și a devenit un subiect de tendință pe rețelele sociale. În timp ce Târâcolo își surprinde fanii cu această atitudine clară și hotărâtă, dimensiunea incidentului crește treptat. Târâcolo, care s-a opus știrilor despre el prin declarația pe care a făcut-o pe contul său de socializare, a primit un larg sprijin cu răspunsul său cu sintagmat minciuna. Această reacție dură a actorului a fost rapid distribuită pe rețelele de socializare, atrăgând atenția multor oameni și făcând ca incidentul să se răspândească la un public mai larg. Reacția dură a lui Târâcolo la acest incident este, de asemenea, interpretată ca luând o poziție împotriva speculațiilor și bârfei. În timp ce lupta celebrului actor împotriva acestor știri despre el a primit o atenție largă în lumea revistelor și în rețelele de socializare, fanii săi continuă să-l verse pe actor cu mesaje de susținere. Lumea revistei este în mare curiozitate să dezvăluie faptele din spatele reacției dure a lui Sla Târâcolo și să înțeleagă culisele incidentului. Se pare că declarațiile pe care Târâcolo le va da în zilele următoare și noile evoluții pe care le va aduce acest eveniment vor fi urmărite cu mare atenție atât de fanii săi, cât și de mass media. Sla Târâcolo, una dintre tinerele actrițe populare din Turcia, a făcut furori pe rețelele de socializare reacționând dur la o știre despre ea într-un moment în care își făcea un nume. Minciuna a celebrului actor. În timp ce răspunsul său cu următoarea declarație a găsit un mare sprijin în rândul fanilor săi, impactul evenimentului crește treptat. Declarația pe care a făcut-o pe contul său de socializare a stârnit un mare interes pentru atitudinea hotărâtă a lui Târâcolo și reacția dură la știrile despre el s-a văzut că cu cât actorul a spus mai mult minciună, cu atât incidentul a escaladat mai mult, iar rețelele de socializare au fost într-o interacțiune intensă pe această problemă. Motivele din spatele declarației dure a lui Târâcolo au provocat multe speculații în lumea revistei și printre adepții săi. Această atitudine clară a celebrului actor este interpretată ca un răspuns puternic la zvonurile și speculațiile despre el. În timp ce lumea revistei urmărește îndeaproape atitudinea și declarațiile Sla Târâcolo cu privire la acest incident, se pare că se va vorbi mult timp despre repercusiunile acestei reacții dure a actriței. A devenit o chestiune de mare curiozitate modul în care declarațiile lui Târâcolo pe rețelele sociale și agenda vor afecta cursul evenimentului. Rămâne de văzut ce impact va avea acest eveniment asupra carierei lui Târâcolo și a percepției publice, alături de evoluțiile care vor avea loc în zilele următoare.